Salut! Sunt Cristina de la 4 Arte și astăzi vă prezint 3 cărți de la editura Crime Scene Press. Așa cum îi spune și numele, vă dați seama cam ce fel de cărți sunt la această editură. Polițiste cu detectivi, mie îmi plac la nebunie. Bun, primul volum, Cele 3 femei ale domnului consul, de Jean-Christophe Ruffin. Personajul principal al cărții este Aurel Timescu. Nu este român, este francez, este viceconsul în Maputo, capitala Mozambicului, și are de lucidat o crimă, proprietarul unui hotel în care nu prea intră nimeni, un personaj foarte nesuferit, își găsește sfârșitul și poliția găsește și un vinovat, numai că vinovatul nu pare a fi cel adevărat, astfel încât consulul nostru, viceconsul Aurel Timescu, încearcă să descopere adevărul. Personajul este foarte simpatic, mie mi-a plăcut tare mult, Aurel. Nu prea îi place să muncească, deci dacă l-aș fi avut coleg de muncă, clar nu mi-ar fi plăcut de el. Dar când vine vorba de această crimă, deci când nu trebuie să facă pe diplomatul, ci pe detectivul sau pe polițistul, Aurel se transformă, devine un alt om și încearcă să ajungă la adevăr. Ce este cu aceste 3 femei ale domnului consul? De fapt nu sunt ale lui, o să vedeți ale cui sunt dacă citiți acest roman. Bun. Următorul. Proprietăreasa de Valerio Varezi. Pe domnul personaj principal din acest roman, și anume comisarul Soneri, l-am mai întâlnit într-un alt roman, Fluviul de ceață. Și este și într-un serial italian, după cărțile lui Valerio Varezi. Îmi place mult comisarul Soneri, deși nu e el chiar așa ușa de biserică, să-i spunem. Îi place să mănânce mâncăruri grele, îi place să bea destul de mult. Și cu toate astea reușește să își ducă anchetele la bun sfârșit. Aici este vorba de o bătrână, proprietară de pensiune, foarte cunoscută în oraș, este vorba de Parma, care are legături cu tot felul de personaje importante din oraș, oameni politici, și în momentul în care este găsită ucisă în camera ei, comisarul Soneri începe să investigheze, dar lucrurile nu rămân în prezent. Ajunge într-un trecut îndepărtat cu căutările lui pentru a descoperi criminalul și își dă seama că trecutul bătrânei este strâns legat de trecutul personal, de trecutul lui și al soției lui decedate. Și ajunge astfel să afle niște lucruri pe care nu le-ar fi crezut posibile vreodată. Proprietarea sa, Valerio Varezi. Și un al treilea volum, Vertigo, de Boileau Narzjac. Sunt doi autori, nu este unul singur, dacă numele vi se pare un pic deosebit. Sunt doi autori care au scris o super carte, au scris foarte multe cărți împreună. Acest roman a fost ecranizat de Alfred Hitchcock. Mie mi s-a părut excepțional. Am citeam așa și mă gândeam cum este posibil. Cum este posibil să se întâmple ce se întâmplă, pentru că acțiunea luase la un moment dat așa o turnură fantasy, aș zice, și nu înțelegeam cum e posibil că într-o carte polițistă acele lucruri chiar să se întâmple, chiar să fie adevărate. Despre ce e vorba? Un bărbat angajează un
fost coleg de școală, un avocat care fusese polițist mai de mult, îl angajase să o supravegheze pe soția lui, care a început să se comporte ciudat. Nu bănuiește că ar avea, de exemplu, o aventură cu altcineva, pur și simplu femeia nu mai este cum era și pare posedată de spiritul unei rude decedate. Cum spuneam, e o carte polițistă, deci greu de crezut că așa ceva e posibil. Și cu toate astea se întâmplă tot felul de lucruri care te pun pe gânduri. Și te întrebi așa până la final, cum e posibil, cum e posibil. Iar finalul vine ca o surpriză totală și atunci îți dai seama, aha, deci așa este posibil. Mi-a plăcut foarte mult, vă recomand cu drag. Vertigo. Editura Crimes in Press. Vertigo, proprietărea sa și cele trei femei ale domnului consul.